Andreea Bănică și prietenele au dat comanda de mâncare și băutură, însă nici n-au apucat să termine de mâncat și de discutat, că unul dintre chelneri le-a rugat să se grăbească. Interpreta a povestit totul pe contul de socializare. În seara asta am avut o experiență foarte urâtă și proastă. Am ieșit împreună cu fetele, prietenele mele, la masă, la Casa Mița Biciclista, unde toată lumea se adună să facă poze. Atenție! Am rezervat o masă de 8-9 fete cât am fost, să ne simțim bine, să ne distrăm, să mâncăm ceva bun. După 2 ore și jumătate, 3 aproape, mi s-a spus că o altă rezervare pe acea masă și că trebuie să părăsim localul. Să ne grăbim. Deci, penibil absolut. Mai penibil de atât nu se poate, iar cu această ocazie pot să spun și eu la rândul meu că am umblat în foarte multe restaurante din lumea asta, nu numai în România, nu am pățit niciodată așa ceva. Nu am pățit niciodată să vină chelnerul la masă și să spună: vă rugăm frumos să vă grăbiți că trebuie să plecați din restaurant. Pe mine m-a bufnit râsul, am zis că poate nu aud. Ne cerem scuze, asta e politica noastră. Adică, să știți și voi. Dacă vreți să mergeți la Casa Mița Biciclista, să știți că doar 2 ore maxim, 2 ore jumătate habar n-am puteți să stați la masă. Deci nu puteți să și digerați mâncarea. Mâncați, vă grăbiți, spuneți ce aveți de spus și ați plecat acasă. Nu mai puteți să stați acolo la o cafea, la o apă, poate mai vrei să mănânci ceva. Atitudinea asta lasă de dorit, pe bune. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Andreea Bănică a dezvăluit că prețurile nu reflectă calitatea serviciilor. Ea și prietenele ei au cheltuit numai puțin de 1200 de lei pe întreaga consumație. Vă spun sincer, nici mâncarea nu a fost ce trebuie. Prețul nu reflectă calitatea mâncării. Asta e părerea mea și nu doar a mea, ci și a fetelor care au fost cu mine și care probabil că nici ele nu vor mai călca pe acolo. Pentru că dacă eu aș fi știut că doar atât putem să stăm, n-aș fi mers în acest local niciodată. Noi ca fetele ne întâlnim destul de rar și normal că voiam să stăm și noi 3, 4, 5 ore pe acolo. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.